Sfântul proroc Ilie Tezvitianul, celebrat drept făcător de minuni și aducător de ploi în perioada de secetă, este sărbătorit de creștinii ortodoxi joi 20 iulie. În tradiția populară, Sfântul Ilie este prezentat ca mergând pe cer într-un car cu roți de flăcări, tunând și lovind diavolii cu biciul de foc. Se mai spune că este aducător de ploaie și că poate provoca furtuni puternice. Totodată, sărbătoarea prorocului Ilie Tezvitianul este și ziua aviației române, acest sfânt fiind considerat, începând din 1913, ocrotitorul și patronul aviatorilor.